Alături de noi, prin telefon, este și domnul Vasile Grădinaru, deputat PAS și membru al Comisiei Juridice. Bună seara, domnule Grădinaru! Bună seara! Domnule Grădinaru, cum citim această decizie din această seară a Curții Constituționale? Are ea vreo logică? Încercăm să aflăm cum Curtea Constituțională a dat o decizie acum două săptămâni, iar mai nou aceasta este întoarsă la 180 de grade și iată, reprezentanții Partidului Șor au voie să candideze în această alegere, deși există un bagaj foarte clar de informații despre cum operează acest partid, cum oferă mită electoral. Este și un dosar trimis parțial pe acest aspect în justiție. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Mai întâi de toate vreau să salut și invitații dumneavoastră în această seară și telespectatorii care vă privesc și cei care vă ascultă. Și vreau să vă spun că și cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru simplu. Noi suntem cu toții într-un război, unde pe de parte avem organizațiile criminale, unele în formă clasică, altele care au îmbrăcat formă de partid și care încearcă prin diverse mijloace, prin finanțare ilegală, prin corupere de legători, să ajungă la putere, să pună mâna pe stat și să-l folosească în interes propriu. De altă parte, noi ca și deputați venim în numele cetățenilor Republicii Moldova să soluționăm și să prevenim asemenea situații, tocmai ceea ce am făcut prin aprobarea modificărilor în lege. Acum că decizia care a venit astăzi din partea Curții Constituționale vine cumva să dea, dacă vrem, putem să spunem așa, un câștig local de cauză sau vine mai în favoarea acestor grupări criminale, este situația, a fost o decizie foarte complicată, din câte înțeleg eu, sunt două decizii, sunt două opinii separate, da. Dar eu nu o să dau calificative decizii, dar o să vă spun doar atât că această decizie nu face altceva decât să ne ajute. O să ne ajute în primul rând în faptul că sper să ne ajute suplimentar în elaborarea modificărilor, dar dacă nu, cel puțin o să ne dea un suport în plus, o motivație în plus, ca chiar mâine să venim cu anumite modificări noi, care pe de o parte să respecte decizia curții, iar pe de altă parte să nu permită ca în acest scrutin electoral să participe cei care se finanțează din sacoșe, din surse obscure, sau cei care se fac vinovețe din situația în care s-a creat acum și care au dus la scoaterea în afară legea unui partid politic. Respectiv, mâine vom prezenta, cred că în prima jumătate a zilei, o nouă soluție juridică care vine pe de o parte să pună în aplicare decizia curții, să pună în aplicare recomandările Comisiei de la Veneția, iar pe de altă parte să asigure și un drept egal, respectarea tuturor drepturilor electorale, atât a cetățenilor cât și a candidaților, ca toți cei care candidează la funcțiile elective să fie pe picior de egalitate și să nu fie cineva avantajat doar prin faptul că cineva prin mijloace ilegale încearcă să obține puterea. Pentru că am văzut deja în cel puțin în două scrutini locale în care banii au prevalat asupra interesului public și asupra principiilor și valorilor. Domnule Grădinaru, mai vreau să vă întreb un singur lucru. Avem deja Comratul, parte de sud, de mâinile Partidului Șor. Este foarte, cel puțin la Chișinău, forțele, nu știu dacă aș putea să le numesc pro-Rusia, dar domnul Ceban are o istorie cu Rusia în această privință. Acum doamna Tauber poate candida liberă la Bălți. Cum vedeți dumneavoastră riscul ăsta din punct de vedere electoral, ca orașe mari din Republica Moldova, primele două, plus Comratul în sud, să pice cumva în mâinile acestor forțe pro-Ruse? Mai putem vorbi de un parcurs irreversibil european al Republicii Moldova în acest caz? Nu aș fi atât de sceptic încât spuneți dumneavoastră, pentru că situația de la sud încă nu s-a finalizat. Faptul că organul electoral de circumscripție a validat alegerile, acest lucru este doar o decizie a organului electoral. Acolo există o cauză penală, să vedem cu ce se finalizează ea și nu sunt neapărat sigur că persoana vizată în dosar nu va fi condamnată. Ceea ce avem la Chișinău este o altă istorie. Avem atunci când un lup a îmbrăcat o blană de oaie și 4 ani de zile a fost susținut de consilierii Șor în toate deciziile și a votat împreună cu partidele de stânga, special cu socialiști, comuniști și așa mai departe. Și acum le povestești că e pro-european, asta e altceva. Dar vorbeam acum despre faptul că noi oricum mâine vom veni cu o soluție și oricum cei ce pare astăzi posibil, mâine s-ar putea să nu mai fie posibil. Vom prezenta public această inițiativă,
legislativă și în concordanță de ea, cu ea deja vom lua decizia și instituțiile statului vor trebui să-și ajusteze deciziile din mers. Pentru că, vă spuneam, suntem în prag de campanie electorală, deja a început perioada electorală, respectiv noi nu avem timp de așteptat și va trebui să intervenim cât mai rapid. Atunci asta vreau să vă întreb dacă veți fi ferm în acțiuni, pentru că există această impresie, discutam și înainte de emisiune cu mai multe persoane, și există această impresie că instituțiile statului sunt slabe, că iau astăzi o decizie, mâine iau altă decizie și că și dumneavoastră, ca partid de guvernar, nu aveți într-adevăr niște acțiuni ferme de aplicare a legii ca aceste acte să nu se întâmple peste noapte, așa cum se întâmplă acum? Nu știu ce ar fi mai ferm decât un proiect de lege care mâine va fi prezentat public și care la scurt timp va fi și votat. Respectiv, cred că mai ferm din partea Parlamentului nu poate fi nimic decât un proiect de lege care, iarăși vă spuneam și mă repet, o să vină pe de-o parte să respecte decizia curții, iar pe de altă parte să nu permită grupărilor criminale să acceadă la putere, inclusiv la nivel local. Da, domnule grădinar.